Dăm putere să aștept este cântecul pe care l-am scris în această lună, mai 2018. Inspirația acestui cântec este din Habacuc, capitolul 2, versetul 3. Căci este o prorocie a cărei vrem este hotărâtă să se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Dumnezeu încearcă ta credință, în jarul arde scura în încercări. Iisus te cheamă să-i vorbești în rugă, cu lacrimi care spine cuvântări. Dă-mi putere să aștept, statornic să rămân, o Domnul meu, în credință în ce-ai promis. Nădejdea mea e în tine, Dumnezeu. În așteptare-i testul de ascultare, tu în credință să nu dai înapoi. Când mintea-n întrebări și-n frământare revarsă-n sufleta pe marșul voi, dă-mi putere să aștept, statornic să rămân, o Domnul meu, credință în ce-ai promis. Nădejdea mea e în tine, Dumnezeu. Cu lună au doar cei ce n-așteptară, rămân în luptă până la sfârșit. Prin Duhul Sfânt, prin cruce și răbdare, mărturisesc cu Domnul am biruit. Dă-mi putere să aștept, statornic să rămân, o Domnul meu, credință în ce-ai promis. Nădejdea mea e în tine, Dumnezeu. Dă-mi putere să aștept, statornic să rămân, o Domnul meu, în credință mea e în tine, Dumnezeu. Dă-mi putere să aștept, statornic să rămân, o Domnul meu, în credință în ce-ai promis. Nădejdea mea e în tine, Dumnezeu. Nădejdea mea e în tine, Dumnezeu. Nădejdea mea e în tine, Tatăl meu.